Gorila Ilotwins, nou vlog azi! Asta e vlogul de anul nou. Partea a doua în Santa del Quebec. Mai schiam, vedem și reindeer, capre, scuze, capre, capre. Am fost la Mont-Tremblant, orașul din Quebec. Quebec. Foarte frumos. Și am sărbătorit cu toții anul nou, cu bine. Hai să vedem partea a doua la vlogul ăsta. Până dimineața. De ce să uit la mine? What are you looking at? Ce te uiți? N-ai văzut gemeni? You didn't see twins? Ce zici, Vali? Nevasta. El e cerbul, tăticul și mămica. Aici de roții. Nanu s-a dus să-i pună puțină în care. O facem fiecare dimineață. Și ei s-au cam fugit, dar o să vină înapoi să mănânce. El e tot acolo. Ce fac om? De coada. Coada, de coada. De căcănelul. Căcănelul, gău. Vin înapoi prostul. Ăștia mereu vin aici. E chiar în sălbăticie și mereu vin să mănânce, să... Pătifața, țițu. Papă, îi place mâncare. Ce zici, Roxy? Unde ești? Ai văzut? Nu, vai, da! Foarte faină! E aici, la 5 metri de noi. În această seară frumoasă, a doua seară de schi, cum ar veni a doua seară, am venit aici să... Unde-i mama? Nu știu, ce faci. Așa mergi? Nu, așa, așa? Mama, ce faci? Așa se merge? Păi dacă e la deal, nu știu să merg numai la vale. Azi nu a, azi a ninț, deci nu s-o să plouă, azi este un pic mai multă gheață. Au pus și ei zăpada, aseara a ninț vreo 2-3 cm. A, numai francezii auzi aici, oricum mult mai bine. O să învățăm franceză, că n-avem de ales, dacă vrem să venim aici. S-a băgat zăpadă. Hai înapoi. Hai înapoi. Uite cum merge. De ce nu mergi acolo? Până ajungi aici o să fac 80 de ani. Hai că mă duc să ajut. Stai, până stai, ajungem stai. Aici. Mă duc să ajut. Bine, stai. Ajut-o. Bravo, Vali. Nu puteai tu să faci mai bine decât... Ce faci? Aștept. Aștepți. Ca întotdeauna, nu? Ce băiat bun are mama? Ce băiat bun are mama? Mergem pe ăla din pădure. Este un traseu aici, într-o casă de cabană de vacanță și vrem să mergem pe ăla. Hai să o luăm pe ăla și vedem cum este. Haide. Aici rufca mama Ido. Hai, aici rufca mama Ido. Hai. Vor să meargă pe la case. Hai, prinde pe mama Ido. Unde ai acolo, jos. Hai. A muntelui. Și aici sunt case, una după alta, închiriate. Și o să deci, schiem. Puția merge pe lângă casă. E super. Lângă casă o să schiem. Hai să vedem, să arătăm puțin cu caseul ăsta. Este nou, e frumos. Hai să-l arătăm. Casuța noastră, a? Da, schia și cânt. Da, vezi? Au o seară intimă și să văd aici cum schiază oamenii.
Uite câte mult are și jacuzzi. Boma, să uiți ăsta. Zic că îmi place traseul ăsta la maxim. Ce frumos. Oamenii stau la televizor aici la case. Noi schiam pe deal. Oamenii stau aici și schiază, nu pot să cred. Ce interesant e. Deci tata Ido, oamenii schiază aici la minus 5 și dânsii stau la masă. Asta e viața. Asta e viața, dar vezi? Ce facem noi în 2 ore? Păi stăm și noi la masă. Noi stăm, tot ca ei, nu? Da, da, ce fain ar fi să închiriați. Uite, asta e de vânzare, o cumpărăm? Ce-ar fi? Sunt chiar interesant câtă scumpă ești. Avandră. Auzi, dacă ești interesat, fă poză la... Uite, la Remax, la agentul și... Am făcut deja. Da, un telefon. Dăm payment de 20.000. Da, nu că da. Intri pe pagina lor și vezi. Dar vezi că nu scrie for sale, scrie avandră. Avandră. Nu suntem în... In the Frenchman. Bonjour. Hai. Hai, toată lumea. Toată lumea. Dar să știi că foarte multe persoane s-au oprit la casa asta. Hai, mama Ido, haide! Hai, micuța! Lăsați-o în pace, că vine bine! Să-și ia drumul aici! Mama Ido, dă drumul, hai! Vino repede! Noi deja suntem aici de o jumătate oră, ce așteptam. La ultima picătură merge așa, nu-ți dă drumul puțin. Am venit de sus până jos. Nu te opri. Acum ne odihnim, și noi am venit. Hai! Hai! Mama Ido! La ultimele 3 metri, dă drumul puțin! Mergi mai repede! Da. Suntem gata, tata Ido închide, hai să mergem să ne distrăm, să bem ceva, să mâncăm. Papaschi, ne vedem poate poi mâine sau mâine. Ai ceva, nu? Poftim? Cred că am o freză de față de plafon. Și eu la fel, hai, lasă. Hai. Vrei să conduc eu sau conduci tu? Nu, merg eu. Vrei tu? O generația asta sunt doar pe telefon, nu înțeleg. Generația asta, ascultă, Alex. Generația cu cheia la tine. Mamă, nu am telefon să te ziua. Eu mă uitam la Emma... O zis Emma Watson? Mi-a plăcut chestia mea, a pișcat frumos. A spus să nu lași pe nimeni să spune ce poți și ce nu poți face. Și am văzut că pe ea a zis că ea are succes. Bună seara și binevenit, o n-o să mai filmez până toată seara asta, deja cred că v-a ajuns, v-a pup. Da, cu ăsta toate căsuțele aici sunt de închiriat, aici în Moral. În Saint-Sauveur, dar e aproape de Moral. La ora jumate, nu? La baza pârtilor de schi. La baza pârtilor de schi. Tata Ido. Merge la fetiță. Mâncare. Unde a fugit? Nu, e acolo la capul piscinei. L-a pus aici. Unde? Unde e? Dar nu, nu o să pot să vezi. Bă, da, o văd. Hai. Ce mă vine iar? O văd, mă, că prin geam nu se vede. Mă văd pe mine, mai bine. Acolo, o văd acolo. E la casă. Păi, da, aia e ea. Titi plecase și a plecat că era foame încă. Stai, era foame și moșul meu. Titi! 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 Ce faci, Valentin? Mă, ce să fac? Când Alex doarme și se spală, am făcut masă aici. Cred că se gândește să schimbe profesia de inginer cu cea de... manager de mese. Păi oricum Vali este prostus la matematică, deci... Ce e? Asta taia, asta nu pui pe YouTube. Da, e adevărat, nici atunci mi-a plăcut matematica, tot timpul am fost cu Arita, tot timpul. Mamă, dar ce frumos e făcut Vali. Am deschis firmă din asta de aranjamente la nunți și la botezuri. Aranjamente de evenimente. That's very nice. 20 de persoane o să vină la Casa Giuglea în...
5-6 ore, să sărbătorim anul nou ce vine cu bine, să fim frumoși și sănătoși și să ne atingem toate scopurile. Și e timpul să învățăm și pe Alex. Da, pentru că Vali a făcut toată masa și este un gospodar. Alex, ce faci? Păi așa, este un gospodar foarte bun, nu așa se face, nu așa? Nu așa, pune ăsta, nu, părțile să fie așa. Și pe aceea le iei amândouă, nu? Da, le iei amândouă. Și-o întorci. Nu, că vezi că albul e din afară, dar am ales ori albul, ori gri și eu am zis că griul din afară e mai frumos. Bravo. Ok. 1. Eu așa lucrez, nu ca Vali în chat. Și dacă le fac în jumătate oră. Hai, faci pe celălalt. 3, 2, 1 și... Gata. Masa gata. Hai la masă, Alexandre. Alex, du-te și pune un pic cafeluța. Ce faci, Vali? Mama, de unde am ajuns? Unde ne plimbă în elu. Am ajuns într-o parcare. Aici mergi la un restaurant. Un restaurant? Dar ce? Ce fel de restaurant? Nu știu, de japonez, chinezesc, italian, spaniol, francez. Zona Sfântă, stațiune după scale. Parcă este o stațiune aici. Nu știu ce fel de mâncare e stațiune. E pentru... E specializat în breakfast, dar cred că poți mânca toată ziua. Foarte plin, lista de așteptare e până la o oră. Se pare că azi că e foarte bun și a pus să ne aduc aici. Uite, focoale și să vezi că cerbul care încă mai este viu. Unde? Ca ala din spatele casei noastre. Ce frumos este restaurantul și n-am văzut așa oameni calți ca francezii aici ca chebecoase de foarte mult timp. Sunt așa primitori, tot timpul fericiți, un service excepțional. Și e super, cred că o să venim și noi aici. Adică, definitiv. Trebuie să încep să învăț franceza, oricum o știam din liceu, dar n-am pus punct la ea pentru că nu prea mi-a plăcut, dar acum am început cu Duolingo, cu astea. De ce nu? E european totul, e frumos. Uite-te un pic. Vine aici Grand Marine. A venit timpul să facem in-out? Cin-cin? In-in. In-in sau in-out? In-out. 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 Nu, te-ai grăbit. Mă mai dă-o până înapoi, nu te mai grăbi. Așa, in, acum și out. Ce faci, șefule? Păi, mă uimesc aici ce frumos e restaurantul ăsta. O petit pousse. O petit pousse. Oui? Oui, c'est bon. Bon. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien? Ça va bien. Uite că ninja, Alex. Îți place petit pousse? Stai să văd. Ție îți place grand pousse? Grand pousse. Grand marinat. Omleta. Poziție mare de pâine, pâinea lor aici, poziție mare de pâine. Clasic aici în partea Putin franceză. Lor. Putin este canadian, este francez, din partea Quebec. Putin. Carton, sos de gravy și niște brânză. Poftă mare. Și uite, pâinea asta este cu bun. Dar ce bacon? Dar ce pâine? Avem poftă. Poftă bună. Acum 5 minute a fost zăpadă și acum nu mai este, vezi? Ne îndreptăm spre Cuba din cauza asta. Nu uită nimic, bă. Ata Nelu comandă să nu mai ningă. Nu, Ata comandă să ningă numai la Saint-Sauveur. Mont-Tremblant. Wow. Zici că suntem în Europa. Abia aștept să vedem Mont-Tremblant. 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 Oui, suis français. Tocmai
pe lângă Mont Blanc. Franceză, chiar. Auzi, am realizat că noi nu putem vorbi dacă nu bem. Suc de mere. Mont-Tremblant e o stațiune celebră de ski din Quebec, din provincia franceză. Este foarte chic, este dă vibe de Elveția. Într-un fel, da. Uite mama Ido. Mama Ido. Se grăbesc, deja ei în mintea lor au pășit deja în anul 2024. Păi noi avem încă 9 ore. 9 ore, la România mai sunt cât? 2 ore? 3 ore. Uite ce frumos, e zici că este Europa, mâncați-aș gurița. Unde ai primit ciocolata caldă? De la așa, uite. Vrei și una? Oh, ce fain e, da. Dau aici gratis ciocolata caldă. Thank you so much. Thank you. Oh, ce bun e, merge. Totul aici îți dă cafea pe gratis, așa și la restaurant. Merge bine, oameni frumoși, merge bine. Că suntem aici la Mont Tremblant. Mi-au dat ăștia pe gratis și ciocolată caldă. Deci incredibil aici la Moral, la Quebec. E total diferit decât Toronto, decât Ontario. Este un fel de Europa micuță. Și e foarte frumos aici. Mergem cu gondola. Aici plătesc Alex. Alex, tu plătești, gratis. În Niagara, când am fost, să mergem doar de sus până jos, 2 minute, am trebuit să dăm 5 dolari. 15 de persoane, să aici, aici e incredibil, aici, deci nu știu. Dacă ești mai mic de 1,30 m, plătești și ieși și bătaie. Super, uite pomul ăla, jumate cu zăpadă, jumate fără. Jumate. E o ferie aici, dar e foarte rece. Acum 2 zile a fost plus 2, acum sunt minus 10. Wow! Oamenii schiază. Toată lumea. Aici o să organizeze ceva pentru anul nou. Este în 9 ore. Ceva foarte frumos. Și este aici într-un orășel micuț. Stațiune de ski, dar Mont Tremblant oricum e și stațiune de vară. Poți să vii și să te dai cu mașinuțele prin munte acolo. Când am fost acum mulți ani, ne-am dat cu mașinuțele în munte. E super. Aici este, mi se pare un pic cam ca Belgia. Păi, așa e stațiunea. E foarte rece. Păi, ce mișto. Suntem în centru aici, în piața... În piața Mont Tremblant? Da, în piața, una dintre piețele din Mont Tremblant. E plin de lume, de schiori, de... Foarte multe buticuri. E superb. Și în timpul verii. Ce spune Nelu? Ce spune? Show, next show. Show? La 8. Bine, show. Ne întoarcem la 8. Ce e cam 30 de minute de unde stau Nelu și Flori în Santa Adela. Acum suntem la Mont Tremblant. Cum e străduța asta? Că parcă nu spune ești în Austria undeva. Uite, ce străduță micuță cu toată. Ești că e Europa. Minunat. Știi cum era chestia? Dau un regat pentru un cal? Nu, I don't know what that is. Eu aș da un regat pentru un pahar de vin fiert. Am înghețat de tot, hai să mai pot. Hai să mă uvi fiert. Vreți să vă încălziți? Am găsit un loc. Sunt gogoșe aici, cal. Gogoșele. Am dus pinte căsuțe acolo. Superb. Și aici, gondolele care te duc până sus. Deci m-am îndrăgostit aici de Quebec, Mont Tremblant. Where's Maya?
La mulți ani 2024 în România! Brașovul, Brașovul! La mulți ani, la noi mai e 7 ore. La mulți ani Brașov, la mulți ani România! Am venit de la Mont-Tremblant acum și este 2024 în România, arată la televizor cu Brașov, cu București, cu tot, tot, tot. Ne-am pregătit și noi aici cu o masă foarte mare, azi le-am pus, cum ați văzut, și așteptăm să vină oamenii cam o oră, trebuie să ne schimbăm, să ne facem frumoși și să vină și la noi în 7 ore anul nou, cu bine, sănătate, fericire și tot ce ne dorim pe viața asta, să fim toți mai buni, toți alături unul de altul și să ne iubim, frate, că na, de ce nu? Am să uit asta, întâi să arăt puțin aici, măsuța! Bună cameră, ce faci cameră? Suntem pregătiți pentru 2024! La sosă mașa vexa. Flori, te-ai pregătit foarte bine. Oh, mersi! Sunteți drăguți! Păi, mulțumim! Auzi, dar ce puteai așa după aia? Este, este ce frumoase sunt bețișoarele astea! Ca să putem Icre, uite aici, icre, vine te mâncare calamari. La fasole fecată, sunt toate. La mulți ani! 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 La mulți ani, România! România! La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, guys! Vă pup numai bine, să fiți frumoși! La mulți ani! Multă sănătate și liniște și bucurie! Și pace în suflet de nou ani! România, la mulți ani! Vă pupăm, la mulți ani, la mulți ani! Plesănile și fericire, la mulți ani să trăiți! La mulți ani. Cam des. Sunt toți ocupați de anul nou aici 2024. Happy New Year. Happy New Year. La mulți ani cu sănătate și cu toți anul 2024 să ne atingem toate țintele, scopurile, să fim fericiți, țintele sănătoși. Sănătate.
Așa, uite, toată lumea face ceva, toată lumea. Alex, ajută și tu. Eu și eu fac ceva. Help with something. I want to see you help with something. Și am văzut că voi ați plecat. Gata, ai ajutat și tu, bravo. Gata. Bună dimineața, Vali, în anul nou, în 2024. Bună, prânz. Ce am aici? Scrie bun anei. Bon anei. Uite aici butelcuța, vezi? Nu-i butelcuța. Uite, de sticlă, da, da. Alcool. Uite aici, alcool, aici. Da. E ciocolată? Ce frumos. Fantastic. Tata Ido, îți place tortul cum arată? Știu că l-am făcut pentru tine. Extraordinar. Aveți grijă să nu spargi sticla. Păi asta am spus, m-am uitat la ea, am spus, ai grijă, Valica, dacă nu spargi, nu-i bine. Dacă spargi sticla, după aia curge tot pe tot. Seama. Poftă bună, uite ce bine arată. Păi eu îl mănânc tot, Alex, tu iei sticla asta, eu iau totul, asta iau nou, bine? Păi crește aici, de asta ești cu 5 kg mai gras ca mine. M-am îngășat acum la de sărbători, ziceam băgat acolo, sarmale și de toate. Lori, taie tortul aici, uite ce bine arată. Da, bon année. Bon année. Joyeux fête. J'appuie français, l'école secondaire. Oui. 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 Je sais. J'aime la nourriture. Moi aussi. Alex. Duc eu la toată lumea, duc eu? Da, bine, bine, bine. Om. Voi am putut mânca. Ce cadă mâncați? Alex. Nu știu. Furculițele sunt acolo, lingurițele. Alex, te duci? Hai, mai repede, mai repede. Servim tot. Mama Ido, du-te la masă. Și asta? Asta e o sticluță pentru tine, deschide gura. Îi place. Ai luat tu asta că e mai jurită. Ai auzit? Ai luat tu sticla? A băut sticla? Da, i-am dat sticla în gură. Nu mai trimit de bonuri. Ușor, ușor, putină să-și reușească scopul ăla. Dar lui, bine că nu ia toată Ucraina, dar ia zona aia care le-a ocupat. Ok, am și mamă ce bun e. Facem curățenie acum, curățenie! Curățenie după anul nou. Telefon, facem un timp, așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele. Și strângem totul după un revelion de vis aici. Super! Toată lumea la muncă, hai. Împinge. Facem aici? Da. Așa. Mersi. Una. Două. Așa. Și trei. De așa. O, ce băieți muncitori. Bravo. Perfect. Gata. I was working. Vreau să iau o pizza pentru toți ca să mâncăm, să fie bună. Eu nu știu. Am luat pizza. Să mâncăm cu toții pizza. Am început dieta. Uite aici am un pic de ceva și de la noi. Pentru că vrea cu foarte mult, am spus hai să avem și noi, să gustăm. Să vedem cum arată, habar n-am cum arată. Suficient, avem abia. Uite așa, fantastic. Facem și cărniță și salată. Frumos. Așa? Știi, dar să știi că au pus foarte multe. Poți să am asta? Da, niște cărniță. Totul arată foarte bine, Alex. Bravo, ești. M-a surprins că am crezut că are doar bacon. Dar cred că ăsta e restaurant, Alex. Nu e... Dar poți să... Este ok, e fantastic să vină așa. În 2024 începem anul cu pasul drept. Cu dreptul. Cu pasul drept. Da, mâncăm. Stai că-i chem pentru că... Dacă nu veniți să vă alegeți ce pizza vreți, vă mănânc. Hai, mă uit la Nea Mircea Lucescu. Ne uităm la Nea Mircea Lucescu. Haideți, luați-vă. Acasă, bun revenit. E fric? Trebuie să descurcăm repede. Ok, gata. Lasă vlogurile. Mai filmăm în casă, la In-N-Out. Ce-i asta? Uite. Cartierul nostru... L-ai lipsit? Ce l-ai lipsit? Cartierul. L-ai lipsit? L-ai lipsit? Nu, că a fost frumos. Unde am fost?
Super, hai că iau și eu ceva și ne vedem înăuntru. Suntem aici înapoi acasă și ne-am dus jos, am discutat, am băut ceva. Știi, tata Ido ne-a adus foarte, foarte frumos. Am făcut 6 ore jumate înapoi spre Kitchener Waterloo. Și acum ne așezăm și noi la masă după 2-3 ore să mâncăm că ne-e foame. Ce faci, Alexido? Ne-am pus la masă să terminăm. Nu ne-am pus. S-a pus la masă. Așa, corect. Așa facem noi în fiecare dată când venim dintr-o vacanță, dacă este dominicană sau dacă este, cum a fost aici la schimb. De obicei comandăm ceva, Alex, dar acum n-am pus să comandăm, că avem... avem multă mâncare de la Crăciun, niște crânați, niște porc. Avem multă mâncare. Da, hai să... Da, și de ce să mai... Eu cu proteina, cu slănina, care este foarte bună. Slănina de la Florin. Zacuscă. Mie îmi place zacuscă. Asta este slănină fiartă și cu paprika de la Florin. Ce bună e. Super. Hai să dăm dacă e bună sau nu. In out! Și așa terminăm o vacanță super frumoasă. Și de mâine, din nou la muncă. Începem. Păi așa, așa este. După sărbători, la mulți ani, la mulți ani. Mai mâncăm cărnați, friptură, ce mai e acolo? Mănânci tu. Mai nu? Mănânci tu. Alția la asta? Da. Să un mic pas, stai și pe care l-am avut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido Liliuță Twins pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Dați aici follow la Ido Twins pe toate rețelele de social. Mă uit la voi. Follow, uit. Deci dacă nu dați acum follow la canal, nu-i bine, nu-i bine. Scrieți în comentarii ce voi să mai vedeți la Ido Twins. Și sper că v-a plăcut. Acum o să vină alte vloguri în 2024, să vedem și ce... noi mergem undeva în New York. În curând. O să facem vloguri acolo. O să fie frumos. Dar, în afară de acest, vă doresc un an nou bun, sănătos, toate împlinirile să aveți. Și ne auzim la următorul vlog. Vă pupam, Ido! Cum spune de obicei, Vali? Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi deja a fost Ido Twins in. Atunci, oameni frumoși, Ido Twins out!